Salutare, dragilor! În video de astăzi vă plimbăm un pic pe la animale și vă arătăm în ce stare e gospodăria noastră, în ce stare sunt animalele noastre, pentru că pe noi ne interesează foarte mult în perioada de vară cât lapte mutăm de la capre. În anii trecuți mai făceam proba laptelui la capre, dar ne-am dat seama că nu ne ajută foarte mult să facem asta și de foarte multe ori cei care ne privesc cu bajocul răspunând că n-am mulți capra de nu știu când sau că suspicioși în primul rând și în general despre faptul că aceste capre n-ard atât de mult lapte și într-adevăr că înțelegem această suspiciune pentru că vedem că toată lumea își laudă caprele și unele într-adevăr, în unele situații, caprele nu par să dea atâta gârzic proprietarilor. Însă cei care ne cunosc deja din online de peste 4 ani de zile știu că pe noi nu ne interesează să mințim oamenii și mai degrabă suntem pasionați de a arăta adevărul. Adevărul în viața la țară și adevărul în producțiile pe care animalele noastre le au. Anul ăsta nici n-am avut producții wow. Deși ploaia a fost la timp, vremea a fost bună, dar pentru că căprițele astea sunt la prima fătare, noi suntem mulțumiți de producția de lapte pe care o dau. Însă nu-i ceva spectaculos și nici nu ne mai interesează să facem proba laptelui și să tot măsurăm și să tot arătăm. În momentul de față, în a doua jumătate a lunii iulie, fiecare căpriță dintre astea 5 la prima fătare dă un pic peste 1 litru la o mulsoare. Ceea ce noi considerăm că e foarte, foarte bine. Ia uitați! Pulpă de capră la câte luni la fătare? Martie, aprilie, mai, iunie, iulie. 5 luni de la fătare. O pulpă de capră la 5 luni de la fătare, așa se prezintă. Sigur că diferența o face și ce le pui iese, noi nu le punem bunătăți foarte bune. Uite, din fânul ăsta de aici le dăm în fiecare seară. Și o porție mică, o cană de cereale granulate în fiecare dimineață și în fiecare seară. Asta e porția. În rest, margă și culeagă, mănâncă în perioada asta, am văzut și multe urzici, pentru că urzicile dintr-un metru s-au făcut jumătate de metru și se vede că mănâncă și urzici. Nu ne batem capul tare mult să avem producții record la caprele astea, cât ne interesează să umblăm noi cât de puțin după ele. Pentru că au țarcul lor împrejmuit, au orele de mulți, au porția de fân, așa cum e el, în iesle și au rația de granule. În rest, cât lapte ne dau, suntem mulțumiți de el. Ne interesează cel mai mult caprele să fie cu minți, să fie sănătoase, pentru că le facem tratamentele la timp. Ne interesează să le dea câte o ieduță două în fiecare primăvară. Și după părerea noastră, caprele sunt un animal foarte, foarte ușor de întreținut. Chiar mi-a scris cineva recent și m-a întrebat câte capre să-și cumpere ca să poată să aibă, să înceapă o afacere bunicică, să înceapă ușor, ușor o afacere. I-am zis maxim 2-3 capre să-și cumpere și concluzia mea pe care o împărtășesc cu voi astăzi este că oamenii în general văd ceea ce vezi tu online și îți arată niște capre frumoase și uite caprele cum stau la mulți și nu mișcă în front aici până le mulg eu, diferă cu realitatea individuală a fiecăruia pe când își cumpără el capre. Da? Și de-a lungul timpului am văzut în ultimii ani am văzut așa un interes crescut al oamenilor spre a face ceva la țară. Poate și din cauza că suntem din ce în ce mai mulți youtuberi care ne ocupăm cu treaba asta și vă arătăm cât e frumos și vă arătăm părțile frumoase și fantezia și magia de a trăi la țară. Însă, să știți că viața la țară se ține cu foarte, foarte multă muncă și foarte multă bătaie de cap, care nu se vede. Din partea asta a obiectivului nu se vede. Însă, eu nu vă descurajez, nu vreau să vă descurajez cu acest video, ci vreau să vă zic că să fiți pregătiți, pentru că foarte mulți oameni renunță. După, din ce văd eu, în primul an de zile sau în primele luni de zile, pe când își duce omul caprele acasă și vede cât îți de
agitate caprele sau cât sunt de gălăgioase sau cât sunt de problematice. După părerea mea, nu sunt problematice. Sigur că e mai problematic să ai o capră în bătătură și să muși laptele de la ea decât să cumperi laptele de pe raft într-un carton. Dar pentru oamenii vrednici care cu adevărat vor să trăiască la țară, în stilul ăsta, să zicem noi așa, tradițional sau retro, eu zic că se poate. Oamenii vrednici întotdeauna s-au descurcat. Și așa că, uite, altă capră frumoasă. În caprele noastre nu le facem reclamă pentru că vrem să le vindem, dar le mai arătăm din când în când. În perioada asta e și țapul între ele și văd că le mai umblă după ele câte un pic. Așa că e o producție bună. Suntem mulțumiți. Avem doar 7 capre la mulți și asta nu e foarte mult, dar din 7 capre mulgem cam 20 de litri pe zi în medie. Și avem suficiente produse să consumăm noi în familie, să mai și dăm câtorva prieteni, cunoscuți, clienți apropiați, persoane fizice. Și asta e o parte din satisfacția noastră că reușim să oferim produse de calitate și altora. Din câteva căprițe care ne permitem să le ținem pe terenurile noastre și cât ne permite timpul să le îngrijim. Asta e motivația noastră principală. Primim niște lapte foarte calitativ și foarte bun, fără să muncim foarte mult după ele. Da? Ia vezi, ăsta are 1100 de mililitri. 1 litru 100 și plus spuma, uite de ta. Da? Deci cam 1 litru 200, aș zice eu. Că și spuma aia e lapte aerat. Grăsimea. Da, uite-o pe asta. Uite-o pe asta. Da? Hai să vedem ce dă asta. Îi văd pe mulți crescători din sudul țării că se plâng de arșiță, de secetă, de problemele ce le au ei pe acolo, pășunea se usucă, probleme grave. Eu nu-mi dau seama cum, dar uite că la noi în Maramureș îi verdeață, îi vreme bună, chiar dacă a fost foarte caldă. Mai decât o ploaie odată la o săptămână, două și toată natura parcă învie și se împrospătează și se prinde noi puteri. Stai cu minte. Dar din păcate, prin alte părți altfel. Mă amintesc să gândească mai bine la irigații, la fost irigații până sud, dar le-au furat, le-au dus la fier vechi, au dispărut, din ce am auzit. No. Uite-te tu, o capră în luna iulie, cât lapte dă. Vasul ăsta, să știți că e de 2 litri. Și unii, cum i-am văzut pe internet, o mulți o arăta vasul de 2 litri, o mulți și au zis, nu, ia că e plin vasul. Vezi ce plin e? Dar e tot 1 litru și 100 aici. Tot 1 litru și 100 îi și uite ce spumă groasă are. Pentru că unele capre au spumă mai groasă, altele mai puțin groasă. Totuși, tot pe la 1200, 1200 și ceva aș estima eu producția de acum, dimineață, la capra asta. În luna iulie, spuneți-mi cât dau caprele voastre în perioada asta. Dacă puteți să spuneți adevărul, eu sunt curios. Și mă bucur să aud răspunsurile voastre, dacă îmi scrieți în comentarii. Mă bucur să aud de capre și mai bune. Că sigur sunt capre foarte, foarte bune și am văzut chiar pe internet. Numai că nu poți să zici că o capră cu pulpa, cum v-am arătat-o asta mai devreme, am văzut. A, ce capră am la prima fătare aia cât lapte dă și cică dă 6 litri la zi. Păi, eu v-am arătat-o pe asta. Și pe când o mulci, laptele e mai gras în perioada asta, pulpa ei nu e nici cea mai slabă pulpă, că uite, pulpa, la capra asta pulpa e mai
la unele pulpele mai puțin cărnoase, la altele mai cărnoase. Vasul gradat spune cât dă animalul. Și restul sunt povești și minciuni ale oamenilor. Dar să știți că cei care ne urmăriți constant, noi încă nu v-am mințit. Încă nu v-am mințit să vă arătăm o capră nemulsă de sara sau să facem noi șmecherii ca să ne dăm cât dă capra noastră. Am avut anul trecut și capră care o dat 6 litri la zi. Am avut care o dat 4 litri jumate la prima fătare și acum în al doilea an, la a doua fătare, dă mai puțin un pic. Ceva nu-i convine, suntem curioși cât lapte va da anul viitor. Dar pentru noi adevărul e mai important decât fala sau minciuna. Na. Problema că mușchele astea turbate, asta dă mai puțin el. Deși în primăvară au fost printre cele mai bune. Deci caprele fluctuează ele în funcție de cât de bine rezistă și cât de bine se adaptează la căldura toridă de vară. Unele mănâncă mai cu poftă de-a lungul anului, altele doar când îi mai recoare și așa mai departe. Asta dă cu vreo 200 de mililitri mai puțin ca celelalte. Dar per total, fiind capre tinere și cu minți, noi ne bucurăm de ele. Ia ne-am făcut și un pic de fân, făcut de noi, costit de noi, adus de noi. Și tare, tare mândru când poți să transformi iarba ce crește, în toată ziua crește iarba pe câmp. E foarte bine să o poți transforma în lapte sau ceva ce să mănânci. Ca așa numai să mergi la magazin, să scoți banul din buzunar și să te belească statul de o grămadă de taxe până ajungi acolo pe biletul de transport sau pe motorină, după aia o grămadă de intermediar până cumperi tu laptele ăla, pe care, apropo, producătorul laptelui l-o da pe bani de nimic, ca să aibă la cine îl da și să-l poată da pe bani foarte puțini. Și mai vine multinaționala și îți mai pune adaos. Și mai vin alte multinaționale și mai diluează din produsul ăla și îl mai amestecă cu alte cele ca să fie altceva și să-ți placă gustul și să-ți placă culoarea. Ăsta de aici, cum e, așa-l bem și așa-l băgăm la brânză. Hai să-i mai dăm ceva la scrocul ăsta, că te-am mai mult scandal. Băi, ce străbă? Îți stă cer drepturile atâta democrație și la tine. Arată o democrație pe la Crăciun. Și apoi să vie careva să spună că ce gust are porcul acela vostru și ce prețuri aveți voi la slănină. Ia uite ce prețuri. Porcul ăsta se hrănește cu zăr. Zărul ce iese de la prânza de capră. Și lasă că îl mâncăm noi, nu vă faceți griji. Cine vrea să mănânce așa ceva, să crească câteva capre, să crească un porc și să-și vadă de crescutul lui. Că în curând nu o să mai e ce cumpăra. Maxim o să te lase omul nici atâta. Să vină să-i vezi animalele și să le scarpi, nu mai de aproape să le vezi. Pentru că sunt o grămadă de boli care mișină și molime. Și animalele trebuie protejate. Da? Ia la loc. Du-te. Deci să știți că sunt foarte importante măsurile de biosecuritate la animale. Nu toată lumea, nu oricine are dreptul să se plimbe printre animalele mele, pentru că foarte ușor se pot aduce boli dintr-o microfermă în alta. Numai pe faptul că cineva a venit și s-a plimbat pe aici. Nu. Măsurile de biosecuritate recomandă animale să fie împrejmuite, să n-aibă contact cu alte animale care s-ar putea să fie purtătoare de alte boli și așa mai departe. Și la țap îi pui. Ha? Și la țap îi pui. Și la țap, da. No, eu când le-am urs nu l-am băgat și pe el. Tu nu știi rutina.
Păi nu, dacă nu mi-ai explicat-o. O dată de două ori pe an, când vii tu, n-are nimic, nu plămânzi, zice. Hai, Bruno. Și e locul, fiecare are locul lui. Locul ei. O, cât e râs. S-o mai curățat. Da, o năpârlit. Cât e râs. Îi lucește blana în sfârșit. Cât e râs până dai de rând și te pornești și te înveți un pic cu animalele, că... Tocmai de-aia vrem noi să facem niște cursuri așa rapide de creștere animalelor pentru cei care vor să vină, să le vadă, să pună mâna pe ele, să le mulgă. Uite, de exemplu, asta, când pui mâna pe ea să o mulgi, ești că s-ar pune jos. Altele... Da, totul. Da. Și așa că... Dragilor, dacă cochetați cu ideea de a crește niște animale, eu vă recomand, personal vă recomand să, chiar dacă ați crescut la țară cu animale, când ați fost copii sau tineri sau mai știu eu, eu vă recomand să mergeți acum la o fermă de animale și să povestiți cu un crescător. În 2024 să povestiți cu un crescător, să vedeți ce provocări sunt, cum s-a schimbat tehnica, cum să cresc animalele și așa mai departe, pentru că e una să vezi la bunici, la părinți cum cresc animale și alta să fii tu singur responsabil de ele. Tocmai în ideea asta ne vrem să facem niște cursuri de creștere animalelor pentru cei care se interesează de asta și vor să o ia corect de la început. Pentru cei care consideră că se pot descurca ei înșiși, pentru cei care consideră că se descurcă singuri, sigur că se poate, dar e cu foarte, foarte mare bătaie de cap. Așa că dacă vreți să primiți niște secrete bune de la noi ca și crescători, față în față, la fața locului, punând mâna pe animal și având contact cu animalul și înțelegând mai bine cum se crește un animal, vă rog să ne scrieți în comentarii în partea de jos. Se termină bateria. Scrieți-ne un e-mail pe gospodarul.daniel@gmail.com dacă vă interesează să faceți parte dintr-un curs de creștere a animalelor în viitorul apropiat. Și noi vă vom ține în noi vă vom ține la curent cu când se vor întâmpla aceste evenimente. Vă mulțumim. Dacă ați ajuns până la finalul acestui video, vă mulțumim pentru vizionare și spuneți-ne în comentarii părerile voastre. Vă salutăm pe toți. Vă mulțumim că sunteți abonați acestui canal. Vă mulțumim că ați dat like la acest video. Vă salutăm și ne vedem data viitoare.